3, 2, 1 și... Din păcate, câteva filmări din vlogul ăsta au probleme cu sunetul. Inclusiv filmarea de intro, dar eu n-am cum să vă las fără intro, așa că o să încerc să dublez. Hey, eu salut, eu sunt Sherry și de-abia m-am trezit, n-am niciun pic de energie de vlog, sincer să fiu, dar sunt aici cu Pain care bagă benzină și cu Gami și întârziem foarte, foarte mult la probele de microfon, din păcate. Pe Gami desigur că doare undeva, că na, e Gami, ce să ceri. Observați faptul că mașina lui Pain are un pachet sport, uitați-vă la acest spoiler cum vine. Care e aplicat, adică poți să tragi de el și iese, înțelegi? Deci, vă rog frumos, și este EcoFlex. E atât de economică mașina asta încât se flexează cu economia ei, da? Mașinile diesel, cele mai bune, Germania Power. Bă, Pain! Da? Am găsit în spate o vestă reflectorizantă, ce faci cu ea? Adică... Păi ce să fac cu ea? Adică ești atât de mic, nu te vede nimeni încât îți trebuie vestă reflectorizantă? Ha, 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 glume cu Gami! Și șefa din gang aici. Voi ați venit, eu eram aici. Da, nu o să ne cerți, ne tai salariile, cum faci? Știi ce m-am gândit? Să vă înlocuiesc în caz că nu veniți, am vrut să fac gen cu ei. Move mai mult. Auzi, dar eu am o conspirație, cred că Exploit e de fapt perfect sănătos, dar tu l-ai omorât și nimeni nu mai știe nimic de aia. Te în sfârșit m-am și-o părul pe față, am avut toată ziua părul pe față, jur. Mega nearanjat. Boșilor, mai țineți minte că acum 2 ani, 3 ani eu aveam preata aia imensă, scârboasă, așa pe partea asta a feței. Ne-am îmbrăcat frumos, mi-am luat tricoul cu Sfântul Laurențiu. Sfântul Laurențiu? Sfântul Laurențiu. Nu te panica, nu te panica. Eu am venit din vacanță, băieți, din te puteți observa, direct din Sri Lanka. Via este deja acolo, pentru că e mereu pregătită, e mereu înaintea noastră. Este 4 și 5 minute și noi încă așa, nu dată, dar e obiectiv wide, știi, și ne prinde pe amândoi și toată camera asta, ca să înțelegi. Ar trebui să plecăm, fiindcă este 4 și 10. Mamă, deci ajungem la fixul fixului, pentru că uitați-vă ce coadă e, boșilor. Bă, sigur pe aici? Dar vreau să o multă gărăgie pentru Instastory-ul ăsta. 3, 2, 1 și... Gami a făcut sară ieri și cam două picioare acum că... Dar nu, de la altele am făcut întindere aici și mă doare de mă... Și bineînțeles că ne-au găsit și aici, băieții. Bă, bine că nu ne-ați găsit mai mulți, adică dacă erați 1000 în fața hotelului, nu știam ce facem. Ai o cafă, da, merge o cafă! Acum dilema noastră este dacă ar trebui să rămânem în Timișoara sau să ne ducem la Arad. Pain, tu ce zici? Băi, vă zice să veniți la Arad, adică aveți un confort, stăm și noi puțin, adică... Că și aici la hotel avem confort, totuși. Aveți un confort, stii, la aici nu aveți un calculator, de exemplu, nu aveți multe chestii. Aaa, ce faci, Dia? Ți-a plăcut concertul ăsta? Foarte, foarte mult, îmi place fiecare concert. Mai puțin piesele în care nu cânti tu, nu? Da. Atunci când cântăm DM nu-ți place, cred. Nu, este o fază, la DM mereu mă duc să beau apă, să mai fac părul, mă mai uit... Mă, stau bine. Da, Dia, te-am adus aici astăzi pentru că vreau să discutăm cu voi despre un subiect un pic mai delicat, și anume despre bullying și despre cum nu ar trebui să vă lăsați descurajați de orice formă de bullying, pentru că forme de bullying sunt foarte, foarte multe. Lidl are acum campania asta anti-bullying, hashtag nu fi bully cu alte cuvinte. Practic ce încearcă ei să spună este că chiar și acel bullying soft în care cineva zice, bă, ești varză, ești de cacao, ești nașpa, poate să afecteze și că nu e bine să facem genul ăsta de lucruri. Cred că Dia e cel mai viu exemplu al chestiei astea, pentru că ea a fost timp de 6 ani bullied la ea în liceu pentru ceva ce poate mie și vouă ni s-ar părea relativ amuzant. Era mare fană Justin Bieber și oamenii o haterau pentru asta. A fost afectată de asta, ai fost afectată extrem de asta, nu? Extrem de afectată, dar nu arătam chestia asta deloc. Nu arătam la nimeni. Nu e ok să fiți bullied, pentru că în primul rând orice rău se întoarcă împotriva voastră, asta e o regulă generală, și pentru că în al doilea rând puteți să faceți foarte, foarte mult rău persoanelor fără ca măcar voi să intenționați să faceți asta, fără ca măcar să vă dați seama. Plus că atunci când un om e la început e normal să nu-i meargă bine, când un om face, nu știu, prima lui piesă e normal să sune prost, nu trebuie să fii hater. Noi suntem cel mai viu exemplu al chestiei astea. Atunci când am început noi să facem ceea ce facem, nimeni n-a crezut în noi. Sau mă rog, foarte puțini oameni apropiați nouă, dar în general lumea n-a crezut în noi. Nimeni n-a crezut că noi o să avem vreodată concerte, că o să avem vreodată două concerte sold out la arenele romane, că o să facem toate lucrurile astea, că o să ajungem să scoatem mai mult de una sau două piese. Dar uite că am reușit, pentru că nu am pus botul la ce spunea lumea, n-am pus botul la genul ăsta de hate. Dia, povestește-ne despre cum ai fost tu bullying. Că eu, sincer, n-am pățit chiar experiențe de genul ăsta. Chiar experiențe de genul ăsta, nu cred că ai pățit deloc. Cum să vă spun că eu de la Justin Bieber te iubesc. Știți video-ul ăla, nu?
Îl știți, cu toți. Nu, nu trebuie să-l pui acolo. O să-i pun, îți dai seama. Așa, de la videoul acela până în ziua de azi m-am schimbat extrem de mult pentru că am muncit cu mine. Timp de 6 ani am fost bullied în școală, în liceu și un pic după liceu. M-a afectat extrem de tare pentru că îmi petreceam pauzele plângând în baie, dar n-am lăsat pe nimeni să vadă chestia asta. Cum ți-ai mai fost bullied? 6. Eu am fost 10, salut! Tu de ce erai, mă, bullied? Ia zine și tu. Că eram mic și gras și toată lumea își bătea joc de mine că eram gras, eram foarte, foarte gras. Aveam, bă, erau porecle despre mine în toată școala, până în clasa a 8-a, erau full porecle despre mine pentru că eram gras. După care când am slăbit, am ajuns la liceu. La liceu acolo s-au făcut glume despre mine că eram mic de înălțime. E, acum nu mă mai deranjează nimic, fiindcă acum, you know, îți fiind ca pielea de delfin. Până la urmă, te-ai împăcat cu persoana care a făcut toate astea? Pot spune că suntem în termeni ok, nu chiar împăcați, dar... E un început, e un început. L-am iertat, dar n-am uitat. Mi se pare că și asta e un lucru foarte important. Să nu fii bully la rândul tău, știi? Da, clar. Cu oamenii care te-au hărțuit sau poate chiar cu alți oameni care n-au nicio vină. Adică nu trebuie să lași lumea care e rea să te transforme și pe tine într-un om rău. Foarte, normal. Foarte important. Montana știe multe despre asta. Cu siguranță. Așa că, boșilor, orice simțiți voi să faceți, e important să faceți. Dacă vreți să fiți olimpici dramate sau sportivi sau vloggeri sau să faceți muzică sau absolut orice, faceți chestia aia. Chiar dacă lumea o să vă zică că e nașpa, chiar dacă oamenii o să vă descurajeze, nu știți ce puteți ajunge într-o zi dacă vă țineți de visul vostru și munciți. Așa că nu fiți buri, nu fiți buri cu alte cuvinte, vedeți-vă de treaba voastră și faceți lucruri mișto. Și nu fiți hateri. Și nu fiți hateri. Nu sunt hateri, mai am o părere bună despre toată lumea, înțelegi? Nu vreau să produc rău nimănui pentru că mă bate Dumnezeu și mai fac bani. Adică cea mai adevărată vorbă. Legea karmei, înțelegi? Deci orice faci se întoarce împotriva ta. Legea karmei? Karmei. Ia, cred că e legea karmei de la Sărciua. Nu, 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 este legea karmei. Orice faci se întoarce împotriva ta, înțelegi? Dacă faci rău, se întoarce rău. Dacă faci bine, se întoarce bine. Băieți, oficial am luat decizia de a părăsi hotelul cu o noapte înainte și ne aduce la Pain. Pentru că mergem la Pain în Arad, dormim la el, că e fratele nostru, filmăm și un clip la el. Așa că singurul membru din 5 Gang care o să rămână în hotelul ăsta este Dia. Sau în toată Timișoara. Sau în toată Timișoara, da, din 5 oameni a rămas unul. 5 Gang se destramă. Gata, Pain, în sfârșit am terminat. Ce faci? Stai la calculator? Ăsta e setup-ul tău de gaming. Ce-ați făcut 20 de minute, mă, cați aici? Am încercat să-mi pachetăm, frate, că știi cum e cu tuturor. Astea trebuie să recarci în picioare ca să... Ce faci aici? De aici faci tu live-uri cu Minecraft? Vrei să mergi așa la Arad? Eu sunt și mie-mi convine, e mai mult loc în mașină pentru noi, adică... Ați văzut, am o idee bună, am avut chiar o idee foarte bună. A fost ideea ta, Pain? Da, este. Bye-bye! Ia, mă, hai să vedem dacă chiar încape. Au, cap! Hai încă un pic! Stai că n-are cum. Un pic! Pinge de fotbal în portbagaj! Bă, parcă am avea 3 ani, mă, hai să plecăm o dată. Ori ieși, ori închide portbagaj, two options. Așa se face. Hai să mergem, frate, odată că e târziu. Nu m-am lăsat de școală să fac bani. Fiindcă îi făceam la școală. Banii îi făceam la școală. Banii îi făceam la școală. Scuze, doamna profesoară. Banii îi făceam la școală. Banii îi făceam la școală. Banii îi făceam la școală. Băi, faci banii la școală? Mereu fac banii la școală. Nu vă lăsați de școală, boșilor. Faceți banii la școală. Ajungi și în Arad, mă, Pain, mă. Ești cel mai tare șofer, jur, astăzi. Rupt în gură de obosit. Astăzi ne-ai condus peste tot. A fost frumos. A fost, da. A fost la restaurant, am stat cu toții. Mi-am luat și o bere, am vrut să iau Pain o bere. Nu pot că conduc. Da, Pain, îți mulțumim că ne conduci. Și că faci aceste sacrificii, ești un erou, da. Păstrez permisul, știi, fac sacrificiile astea pentru mine, înțelegi? Foarte tare a fost astăzi că am văzut copii în public care aveau mărciu. Mă bucur că mărciu a ajuns la ei. Și dacă încă nu v-ați luat mărci, puteți să o faceți de pe shop.5gang.ro /Pain /Gami /Cherry /Gami /Sherry. Bine, /Pain, că a condus până aici. Da, exact, /Pain, că a condus până aici. Mulțumesc, sunt rupt în gura de obosit. Bă, Pain, chiar așa, dar aș fata să șteargă parbrizul, dar par-brizul. Unde ți-e simțul de răspundere, bă, Pain? Ia-mă, Sherry, să faci asta? Ce? Curăț un parbriz? Da, frate, știu, ia ține camera. Sau să alimentezi o mașină, știi? Să alimentezi o mașină, sincer, nu știu, dar să curăț un parbriz, ia, de sus în jos, nu? Da, acolo e uscat, degeaba mai dai. Am zis să fie treaba, nu? Bă, știi cum e, parbrizul nu e al meu. Aron, ești Pain. Ei, casă dulce, casă care nu e a mea. Băi, casa lui Pain chiar arată bine, orice ar zice haterii, adică... Cine a zis, mă, că arată casa mea rău vreo secundă în lumea asta? Ce ziceai tu că faci când ajungi aici? Că o să filmez un clip, dar am realizat că e ora 10 și n-am chef să fac un clip slab pentru că țin la abonații mei și vreau să fac un clip de calitate, așa că îl voi amâna. Ei, băieți, dați-vă aici ce ziceți, să apropi filmat, vreau să dați un pup butonul de like, să dați un share pe Facebook, te-am ajutat foarte, foarte mult. Am avut un super concert astăzi, suntem un pic obosiți. Dia nu e cu noi, Expoite la București, dar noi suntem aici, pe în acasă și nu mai filmăm niciun vlog, cum am zis că facem. Seara se încheie aici. Știi cum se încheie seara?
Cu o comandă anulată de mâncare. Nu. De ce? Haha, it was a prank, bro. Nu uitați să vă comandați sanoraci și tricouri 5gang de pe shop.5gang cu roșii. Dați un share și vlogul ăsta pe primul și dați un butonul de like. Să dați un share pe Facebook, că foarte, foarte mult. Dacă încă n-ați putut să vă abonați, eu m-am dus. Pa!